O șoferiță neatentă a reușit să scoată de pe șine mocănița din județul Suceava, care era plină de turiști. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum femeia iese dintr-o curte fără să se asigure. Este lovită în plin de locomotivă care în cele din urmă deraiază. Chiar în acel moment, mocănița efectua o cursă cu turiști între satele Moldovița și Argel. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Nici șoferița nu s-a ales curăni, însă mașina a fost grav avariată. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și continuă cercetările.